Astăzi vom învăța cum să ne tundem barba ca la salon. În urma acestui clip vei învăța să-ți faci contururi corect, cum să faci un fade la barbă, ce produse ar trebui să ai în arsenal pentru a avea tot timpul o barbă sănătoasă și strălucitoare. Aceasta este rutina mea pe care o fac cam o dată pe săptămână sau de fiecare dată înainte de un eveniment important, pentru că dacă nu știi, porc barbă cam de pe la 18 ani și de-a lungul timpului am dezvoltat o rutină de îngrijire a bărbii pe care astăzi ți-o arăt și ție. Înainte de a începe, avem nevoie de câteva ustensile. O mașină de tuns cu capuri reglabile de diferite lungimi, o lamă de ras sau brici. Eu folosesc brici și mai nou pentru conturul de pe obraz, pentru că mă ajută să-l fac mult mai bine și mult mai drept, dar înainte îl făceam cu un bic, deci dacă nu ești confortabil cu briciul, poți să folosești un bic fără nicio problemă. O perie, un feon și câteva produse de îngrijire. Vom începe prin a ne spăla barba și facem acest lucru pentru a curăța barba de produs sau sebum în exces, și asta ne va oferi o bază curată cu care să lucrăm. Aplicăm produsul până la rădăcini și încercăm să facem un pic de scrub pentru pielea de sub barbă, pentru că îți va mulțumi. Acum ne plătim. Tapătăm ușor barba, pentru a scoate apa în exces. Acum că barba este curată, o vom usca și o vom peria în jos. Asta ne va ajuta să descălcim firele de păr și să avem barba la lungimea ei adevărată. De asta o vom usca, pentru a vedea exact lungimea firului de păr și a ne ajuta să obținem lungimea dorită, forma dorită, nu să ne apucăm să o tundem acum când este udă. Și după aia când s-a uscat, ne vom trezi că avem barba mult mai scurtă decât dorim. Peonul împreună cu peria, peonul se tapea aer rece. O merge de sus în jos, după perie, și încercăm să descălcim și să uscăm barba. Barba uscată și descălcit. Următorul pas este să luăm mașina de tuns și să începem să o scurtăm. Mie îmi place să folosesc mărimea cea mai mare la început. Și cu mărimea cea mai mare voi trece de sus în jos, drept, peste toată barba de pe obraj. Asta nu face mare lucru, dar ne iau acele fire de păr care sunt de obicei mai rebele și stau umflate și sunt mai lungi. Și acum voi da și de jos în sus cu această mărime, dar voi da de la osul mandibulei în sus. Vom pune mărimea 3 și luăm tot ce este deasupra perciunilor, dacă vă ajută ca punct de referință, deasupra lobului urechii. Și aici, când ajungem sus, facem o mișcare spre exterior pentru a o blendui ușor cu tunsoarea. Mai ales dacă ești tuns ca mine mai lung pe părți. Acum, cu mărimea 4, vom lua următoarea zonă de sub lobul urechii până în colțul gurii. Așa, o dungă dreaptă și luăm cu mărimea 4. Acum mărimea 6, întoarcem invers, dăm de sus în jos și încercăm să blenduim dunga asta. Tot cu mărimea 6 vom tunde și mustața. Și acum trecem la partea cea mai grea, după părerea mea, și anume partea de jos. Încercăm o linie paralelă cu osul mandibulei, care începe cu un deget mai jos de colțul mandibulei din spate și se termină cu două degete mai sus de mărul lui Adam. Și încerc să fac o linie paralelă cu osul mandibulei. Nu mergem drept, pentru că vom intra prea mult în partea de sub bărbie și asta va crea efectul de bărbie dublă. Și la final încercăm să reunim liniile aici deasupra mărului lui Adam. Un sfat aici, nu începe prea sus. Este mai bine să începi mai jos și după să ajustezi decât să începi prea sus. Pentru că după aia nu mai poți să spui părul la loc. Tot timpul poți să mai iei, dar nu poți să pui. După ce am făcut conturul în zona gâtului, vom încerca să facem conturul și în partea din spate a mandibulei. Aici eu urmăresc linia naturală a bărbii și curăț ce este în exces. Cel mai ușor este să tragi puțin de obraz pentru a vedea foarte clar acea zonă. Și
Acum, dacă tot suntem la contur, vom face și contururi pe obraj. Cea mai simplă metodă aici pe care am descoperit-o eu și pentru a da un contur cât mai natural este să prinzi pielea de la osul obrazului, să o ridici un pic în sus și să trasezi o linie dreaptă de la partea superioară a urechii până la colțul gurii. Desigur, asta îți va oferi un contur mai rotunjit. Deci, prindem partea superioară a urechii, colțul gurii, o linie dreaptă. Prima oară intrăm drept, încercăm să curățăm și acum când ne dăm drum vom avea un contur rotunjit perfect. Acum verificăm în oglindă să vedem dacă sunt la fel de sus, pentru că trebuie să fie cât de cât egale. Nu trebuie să fie gemeni, dar măcar frați. Vom face conturul mustaței, urmărim linia naturală a buzilor, nimic complicat aici. Acum pentru forma Barbie, ceea ce fac eu, mă uit drept în oglindă și trag Barbie-a cât mai mult în spate pentru a umfla barba pe părți și încerc să fac două linii drepte paralele cu linia obrajelor. Această tehnică are nevoie de multă exersare. Mi-am stricat barba de foarte multe ori de-a lungul timpului. Dar este potrivită pentru mine pentru că nu îmi scurtez foarte mult barba în zona bărbiei. Asta am descoperit-o că este cel mai ușor de făcut. Și acum spre final o mai periem o dată. Vom sta drept fața oglinzii și vom merge cu mașina de tuns pe exteriorul bărbii deja conturate și cu formă pentru a elimina și ultimile fire rebele. Yo, so where is all the positivity? I feel like we all just hate on everything, it's killing me. Thoughts build quick. Acum tot ce rămâne de făcut este să ne bărbierim în partea superioară a obrajilor și pe gât și să aplicăm niște produse de hidratare pentru barbă și totodată și pentru piele. Time works smarter than ever. Don't ever let them tell you that you can't ever say never and turn your mind into the truest to go-getters. Never stop, I'll get it if I want it. I gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't get. Drept aftershave folosesc cremă CeraVe pentru hidratare, pentru că pielea ta are nevoie de hidratare după ce a fost supusă unei traume, pentru că bărbieritul este traumatizant pentru piele și hidratarea o ajută. Pentru mine funcționează această cremă. Poți folosi și ceva cu aloe vera, pentru că aloe vera are proprietăți calmante. Iar ca produse efective pentru barbă, folosesc un Beer Balm Leave-In de la Bulldog. Acesta folosesc doar după ce fac această rutină. În rest, folosesc ulei de barbă. Dar acesta readuce hidratarea în barbă și are și un pic de hold pentru a mă ajuta la styling. Și cam aceasta este rutina pe care eu o fac săptămânal. Vedeți, nu am luat foarte mult din lungime, doar un pic am finisat-o pentru a arăta din nou bine. Dacă vrei să afli tot ce este de aflat despre ceara de păr sau cleiul de păr, dă click pe linkurile de aici. Nu uitați să vă abonați dacă v-a plăcut, lăsați-mi un like, scrieți-mi în comentarii ce alte întrebări aveți și până data viitoare, rămâneți cu stil!